Apicultorii sunt tot mai nemulțumiți de condițiile meteo din țara noastră. Ploile din ultima perioadă, care au adus cu ele și bucăți mari de gheață, le-au făcut numai necazuri stuparilor. Unora le-au inundat stupii, iar altora le-au omorât albinele. Din această cauză vom avea mai puțină miere decât anul trecut, anunță crescătorii, care au început să ridice prețurile. Avem un studiu de caz din Valea Viilor, județul Sibiu. În ultima perioadă, condițiile nefavorabile n-au fost prielnice pentru apicultori. La dumneavoastră, în zonă, în zona Valea Viilor, zona Sibiului, cum se prezintă situația? Bună ziua! Într-adevăr, au fost niște condiții slabe din punct de vedere al vremii. A plouat și la noi tare mult și cantitatea de miere a fost foarte puțină. Albinele, văzând această vreme, au intrat în frigul roitului, foarte multe dintre ele. Ele, cunoscând situația că nu mai o să adune foarte multă miere, s-au gândit să se înmulțească și să plece. Ne-am descurcat, am reușit să-i scoatem din frigul roitului, dar cantitatea de miere a fost foarte, foarte puțină. Stuparii spun că pierderile sunt undeva la 70% din cantitatea de anul trecut. Este adevărat? Da, și la noi este la 50%, cam 50%. Și foarte multe familii de albine pur și simplu au pierit, tot datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, datorită furtunilor în zona aici. Nu mi s-a întâmplat să moară din primăvară nicio familie de albină. Într-adevăr, ele nu au mai fost așa populate, au fost mai slab dezvoltate, tot din cauza aceasta vremii.